fața Palatului Culturii. Ia uitați cum politrucii noștri din Camera Deputaților din Partidul PNR, care vor comercializa copii în România. Ia uitați-i aici. Uitați cum arată. Bună ziua, domnilor! Bună ziua! Veți privatiza copiii României? Veți comercializa copiii României prin proiectul legislativ 145? Bună ziua! Un mesaj de la poporul român. Proiectul legislativ 145, știți despre ce este vorba? De ce dumneavoastră veți privatiza și veți comercializa copiii în România? De ce? Cu ce permisiune? Nu aveți mandate imperative, domnii mei? Nu puteți comercializa copiii în România. Prin 145, copiii în România vor fi comercializați de structuri comunitare cu oameni de afaceri, bancheri globaliști la nivel european. Dumneavoastră nu aveți niciun drept să faceți acest lucru cu copiii noștri. Uitați și dumneavoastră în ce stil pot răspunde. Ei nici nu știu despre ce este vorba. Efectiv, sinapsele neuronale nu le au acasă. Deci fiți atenți dumneavoastră aici ce fel de oameni, cu câtă indiferență. Bună ziua, domnii mei! Bună ziua! Proiectul legislativ 145. Cunoașteți proiectul legislativ 145? Cel care va comercializa copii în România? Sunteți de acord cu așa ceva? 253 care va privatiza educația în România? Se vor înființa structuri comunitare europene la nivel de administrația locală? Cunoașteți acest lucru? Vă spun din punct de vedere de jurist. Nu aveți dreptul să comercializați copii în România. Ia uitați și dumneavoastră câtă indiferență. Deci nu se poate așa ceva, nu putem accepta ca acești deputați și parlamentari care nu au funcție cu mandat imperativ conform Constituției în România, da? Deci dumneavoastră nu aveți funcție cu mandat imperativ. Poporul român, conform articolului 64 din Constituție, este suveran. Dumneavoastră trebuie să discutați cu noi. Nu puteți implementa legi care vor comercializa România. Ia uitați câtă indiferență. Domnul meu, văd că sunteți foarte distractiv astăzi. Știți 145 ce face în România proiectul legislativ? Știți ce va face în România? Nu înțeleg, n-am... Păi nu înțelegeți. Păi vă spun eu, va comercializa copiii în România. Sunteți de acord? Ați auzit ce a spus Consiliul Legislativ? Da. Uitați și dumneavoastră cine vor vinde copiii în România. Nu îi vor vinde, îi vor dona cu titlul gratuit. Domnul Ciucă. Haideți, răspundeți-mi, vă rog frumos, cum puteți să comercializați copii în România? Domnul Ciucă, veniți în pace, dar de ce trebuie să fiu? De ce veți comercializa copii în România, domnul Ciucă? Poporul român nu vrea asta! Nu cer scuze. Nu? Știu că vă cer scuze, dar nu puteți să faceți asta. Eu vreau să vorbesc cu domnul Ciucă. Domnul Ciucă, nu aveți voie să comercializați copii în România! 145 nu trebuie să intre în vigoare! 143 nu trebuie să intre în vigoare, 253 nu va intra în vigoare! Nu aveți voie să comercializați copii în România! Copiii aparțin viitorului României, nu aparțin dumneavoastră! Nu aveți voie! Sunteți niște deputați, niște oameni fără mandat imperativ! Nu o puteți! Dumneavoastră trebuie să discutați cu poporul român! Nu puteți să comercializați copiii în România! Nu aveți voie! Nu aveți voie să vin să donați cu titlul gratuit întreprinderile publici, regiile autonome! Nu puteți să faceți lucrul ăsta! Poporul român nu vrea asta! Să etichetați fiecare român, fiecare copil, 99,9% vor fi etichetați cu risc de separare de familie și adopție! Nu puteți să faceți lucrul ăsta! Nu mai... Nu...